Întoarcem la conferința primarului general. Așteptăm răspunsul în legătură cu termoficare, cu ce se întâmplă în privința vaccinării. Iată-l. Am avut 5 spitale care au participat la faza 1, care s-a încheiat. Dintre acestea, 3 au rămas în faza a doua și pentru că trebuie să predăm la un anumit moment arena națională UEFA pentru campionatul european, n-am putut să continuăm acolo. Am în ședința de consiliu care va avea loc luni, o să schimbăm destinația parțială a circului metropolitan și acolo va fi din partea primăriei capitalei o locație pentru vaccinare. În total, cele 3 spitale și circul metropolitan o să aibă 30 de puncte de vaccinare. Tot pe zona de sănătate, vom închide spitalul modular de la Pipera, nu se mai justifică, din fericire numărul de persoane care au nevoie de îngrijiri medicale pentru coronavirus a scăzut și nu se mai justifică cheltuielile pe care le facem acolo. Evident, în situația nefericită în care numărul de persoane o să înceapă să crească, eu sper să nu ajungem acolo, fie disponibil pentru a fi refuncționalizat. De asemenea, tot pe zona de sănătate, vă anunț că am prelungit contractele de management ale directorilor de spitale, marea lor majoritate expirau în cursul lunii ianuarie, le-am prelungit cu 3 luni, este o posibilitate legală și vă anunț intenția de a organiza în jurul datei de 15 iunie concurs de management pentru toți managerii din cele 19 spitale pe care noi le avem. Pe zona de transport, ne pregătim să semnăm contractul cu Astra pentru 100 de vagoane, 100 de tramvaie. Este un contract pe bani europeni, 840 de milioane de lei, deci aproape 200 de milioane de euro. Aici, din nou, faptul că nu l-am semnat până la acest moment e o problemă care vine din fosta administrație. Dacă fosta administrație nu ar fi insistat cu firma turcească, în mod ilegal, așa cum am stabilit definitiv curtea de apel, noi am fi început să avem tramvai în București azi. Pentru că s-au scurs niște ani de la momentul ofertei și pentru că prețurile au crescut, e nevoie de niște discuții tehnice pentru că acest contract să poată să fie onorat de către Astra. Asta este motivul pentru care nu l-am semnat până în acest moment. Astra Arad a reînnoit scrisoarea de garanție, deci putem să-l semnăm în orice moment în care agreem. E foarte important să-l semnăm pentru că sunt niște bani europeni pe care trebuie să-i cheltuim pe toți până în 2023. Pe de altă parte, a existat o licitație organizată de STB pentru 40 de tramvaie cu o societate din Pașcani, îmi scapă numele ei. Acest contract a fost anulat de STB la sfârșitul lunii decembrie. Anunț șoc al primarului general Nicușor Dan. Primăria Generală va cumpăra Elcen. Asta în condițiile în care situația din București este în momentul acesta critică. Nu știu în ce măsură un astfel de plan va rezolva și pe termen scurt și mediu ce se întâmplă în capitală. Fostul primar general, doamna Gabriela Firea, în direct cu noi în acest moment. Primăria Generală va cumpăra Elcen. Doamna Firea, este varianta fezabilă? Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor. Din păcate am auzit un lung șir de minciuni, lucruri inexacte și dezinformări din partea actualului primar, dar pe toate acestea le va deconta firește domnia sa. Dacă ați făcut afirmația, vă rog să și probați cu ce a mințit Nicușor Dan. Vă dau primul exemplu. Eu am semnat și voi posta pe Facebook în orele următoare contractul cu Astra pentru tramvaie și dumnealui spune că nu l-am semnat și că urmează dumnealui să-l semneze. Deci este pur și simplu o dezinformare crasă în fața românilor
au schimbat doar două virgule ca să demonstreze că ei au semnat în actualul mandat Dreapta Unită contractul pentru cele 100 de tramvaie. E o licitație care s-a desfășurat pe parcursul la 2 ani de zile cu respectarea tuturor prevederilor legale, o licitație care a fost supervizată de autoritatea cea mai înaltă în acest domeniu. Nu cred că ANAP-ul este o instituție în subordinea primăriei, dimpotrivă. Este o autoritate independentă a statului. Deci, am preluat această probă pe care v-am solicitat-o, doamna este Firea, o pentru prima că probă și nu avem foarte mult timp. Vă rog să ne întoarcem la această chestiune a achiziționării Elcenului. Anunțul am primarului la această oră. Din prima zi de mandat, fuziunea fostului Radet cu Elcen, inclusiv posibilitatea de achiziție a pachetului majoritar de acțiuni la toate guvernele. Inclusiv în ultimul an, cu domnul premier Boc, am făcut diligențe pentru crearea SACET-ului, deci acea entitate comună între Termoenergetica și Elcen, astfel încât să fie într-o singură instituție și cu o singură coordonare atât producătorul, transportatorul și cel care distribuie agentul termic către populație, tocmai pentru a nu mai fi probleme în livrarea agentului termic. Nu s-a acceptat din motive politice. Practic, bucureștenii au avut de suferit, deoarece guvernul Orban a dorit să îi pedepsească pe bucureșteni pentru că nu au putea să aibă o colaborare bună cu mine din motive politice și nu pentru că eu nu aș fi vrut, ci pentru că domnul Orban a avut permanent o reacție adversă la adresa mea. Eu vreau să vă mai spun un lucru. Dacă vă aduceți aminte toate conferințele de presă pe care le-am organizat și declarațiile în care am arătat negru pe alb cum guvernul PNL diminuează cota impozitului pe profit care vine către Primăria Capitalei, acea cotă din care se plătesc atât subvențiile la transportul public în comun termoficare, cele 19 spitale, 15 instituții de cultură și tot ceea ce este de achitat ca și facturi la șantierele capitalei, practic PNL a îngropat Primăria Capitalei și înțeleg că noul primar cere sprijinul tot de la guvernul PNL. Exact, asta spuneam și mai devreme. Tocmai acum primarul Nicușor Dan a preluat exact argumentele dumneavoastră privitoare la nevoia de finanțare din partea guvernului. Foarte scurt, vă rog. O singură completare. Și o întrebare. Va organiza domnul Nicușor Dan concursuri pentru cei 19 manageri de spitale la fel de transparent și legal cum a procedat cu concursuri pentru directorul Direcției de Cultură din Primăria Capitalei? Este revoltată întreaga lume culturală. Au ascuns undeva unde să nu se vadă prin niciun mijloc anunțul de concurs și au făcut totul pe sub mână, exact așa cum spuneau ei înainte de a ajunge la puterea locală, că nu vor face niciodată. Dezvăluiri exact făcute de Moise Guran arată gândirea din discuțiile Nicușor Dan USR Plus privitoare la ocuparea funcțiilor publice. Deja mulțumesc, Gabriela Firea.